Să vedem ce face o găină porumbacă. Păi uite, mă întinsese și eu un pic, asta e colțul meu de unde stau și privesc, am televiziune aici. Ce televizor cu ecran diagonală mare. Ecran mare, uite cât am mai, un metru, cât are? Da, e 2 metri. Ecran plat pe tot peretele. Și am făcut un pic de pauză, da, croșetat. Și am venit și am zis, ce faci aici, cloșca lui tati? Da, și... N-ai și niște ouă sub tine, că o cloșcă trebuie să și clocească, nu? Adică nu stă doar așa, în cuibar. Uite, bag mânul. A zis piuletele, că ăsta e cuibarul meu. Da, de aici a pornit clipul. Da. Și am zis, păi dacă e cuibar, unde sunt ouăle? Adică nu trebuie să clocești ceva? Uite, are și ouă! Mai măricele, că de... Așa, dacă tu stai în cuibar, măcar clocește. Și de aici ies păpușele. Ia, uite, are 3 ouă și le clocește. Da, și stau așa și le... Așa clocește ouăle alea, mami. Da. Uite ce face porumbaca lui tate, vedeți cum e îmbrăcată? Chiar zici că este un penaj așa de găină porumbacă, nu, cu punctulețe multe. Pantalonii ăștia știi că sunt luați de la magazinele chinezești, 20 de lei, dar uh-huh. Știi ce fain sunt, da, atingere. Îmbrăcată ca o porumbacă, clocește ca o porumbacă. Sunt foarte comuns și foarte lejer. Și bluzica asta e lejeră. Uite ce face aici fetița lui tati. Da, dar nu e spui. Uite, Mai clocește. Poate cine știe. Eu din biluțele astea ce pui să fac? Și când faci câte un nou trebuie să anunți. Pac, 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 pac. E, nu, dar știi ce? La mine ies numai fetițe croșetate. Am încercat să ies o fetiță normală ca noi oamenii, dar nu iese. Numai tale croșetate ies. Haide, porumbaca, rotate, să mâncăm ceva, să nu cumva să slăbești, da? Da, uite, aici am început să croșetez. Asta ce este, scut? Te duci la luptă? Pare un scut din ăla cu care pleci la o încăierare cu turcii sau care, cu tătarii, nu? Când veneau ei, acum sute de ani, intrau în România peste bieții oameni și... Îmi place modelul ăsta. Am încercat să fac un mileuț și am cam... Lasă-l așa, dau-l maică-ta. Da, scutul? Se duce cu el la piață când se bate cu alții pe acolo pentru produse. Da. Îmi place modelul ăsta care l-a luat cu piciorul așa. Sper că pantalonii ăștia nu sunt găuriți între picioare. Nu sunt. Ca să nu vedem și cloaca. Pe unde ies ouăle. Am înțeles. Fetița lui tati, ce puiuleț aici, vesel și fericit, uite tu la el. Râde din orice chestie. Opa, sta, ia. E că nu se prinde drapelul. Da. Fetița, motanelul iubește poi. Și fetița iubește motanelul meu.